Ce poate fi mai frumos la începutul acestei zile decât să avem nădejdea unui viitor mai bun și certitudinea că însuși Creatorul Lumii, Domnul Isus Hristos, este alături de noi? Știm că El va vegea și ne va ghida direcția vieții către oazele de liniște și pace, speranța noastră se va transforma în bucurie și fericire și va deveni realitate. În fond, Biblia ne amintește că atunci când ne punem nădejdea în Dumnezeu, El ne va milui, se va uita la noi cu bunăvoință. Profetul Isaia spunea, citez, Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va ridica să vă dea îndurare căci El este un Dumnezeu drept. Și fericiți sunt toți aceia care nădejdesc în El. Am încheiat citatul. Ei bine, asimilând această mentalitate, vom găsi calea către fericire absolută. Detașându-ne de o societate care trâmbițează aproape ciclic răutatea și păcatul în mod zilnic și cumva obsesiv în dreptul nostru. Noi să nu fim așa. Să ne punem nădejdea în Dumnezeu, să ne punem nădejdea în bunătatea sa, să ne raliem ca adevărați credincioși pentru Dumnezeu și nimic din lume nu se va putea atinge de noi, pentru că în noi va fi mentalitatea cerască. Fiți binecuvântați!